Bun găsit! O alimentație variată și echilibrată este esențială pentru dezvoltarea copiilor, mai ales în primii ani de viață, când se formează obiceiurile bune. Cum trebuie făcut cât mai corect acest lucru, ne va spune invitata mea de astăzi, doamna conferențiar universitar dr. Floara Damaschin. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Cred că sunt foarte multe lucruri de spus despre alimentația copiilor. Începem cu primul. Da? Ca să avem o alimentație bună a copilului și să aibă bune deprinderi, avem nevoie obligatoriu de părinți. Categoric, de un exemplu pentru ei. Care practică și deci predau, prin practică predau. Nu le trebuie vorbire prea Dacă multă. Dacă părinții mănâncă sănătos, atunci și vor copiii mânca vor mânca și copiii sănătos. Deci chestia asta cu alimentație sănătoasă la copii este puțin altfel în mintea mea. Pentru că nu poți să vorbești cinstit, foarte cinstit, nu poți să vorbești de alimentație sănătoasă la copil decât dacă e în orfelinat. Și atunci cum ar fi mai corect dacă să spun? Este adecvată? Adecvată vârstei. Uh-huh. Da? Dar și asta, adecvată vârstei, include cu toate responsabilitățile familia, părinții și toți ceilalți din jurul lor, pentru care sunt modele. Toți oamenii din jurul copilului reprezintă, fiecare reprezintă un model. Dacă el vede că tu mănânci repede, în picioare, nu ții cont cum mănânci, ce pui în gură, cât pui în gură, că vorbești cu mâncarea în gură, că râzi cu mâncarea în gură, că bei la masă, că fumezi alături, că sunt lucruri puterea pe care... exemplului. Îi dăm un exemplu. Și tu îi spui lui. Tu treci acolo, tu stai acolo, tu mănânci așa. Îi cere altceva decât vede el la tine. El este într-o stare de conflict. Până la urmă, gândirea lui este într-o stare de conflict, adică ce-mi spui și ce faci, ce-ți faci și ce-mi spui. Sigur că sunt lucruri specifice fiecărei perioade a vieții până la urmă. Și o să spuneți chiar așa, păi copilul nu o să mănânce ca copil până la nu știu cât, da, dar nici adultul nu o să mănânce ca adult până la nu știu cât, că vine perioada în care anii trec și nevoile sunt mai mici și vreau să vă spun că nevoile sunt mai mici după 20 și puțin de ani. Adică nu trebuiesc 90 de ani ca să ai nevoi mai mici. Nevoile sunt mai mici pentru că metabolismul se lenevește și mai ales la cei care nu fac mișcare. Dar nu numai decât. Adică oricum noi intrăm într-o altă etapă după 20-25 de ani. Intrăm într-o altă etapă. Și atunci a metabolismului. Și atunci ideea este foarte, foarte bună. Deci vă spun cu autoritatea profesiei, dar și a vârstei. Și nici nu știu care e prima. Pentru că dacă la început eram cutezătoare când vorbeam de așa, acum sunt puțin mai liniștită. În sensul că știu sigur că fiecare etapă de vârstă își cere drepturile ei, indiferent pe ce palier. Despre ce palier al vieții vorbim. În speță, mâncarea. Haideți să dăm câteva exemple, adică să mergem pe o perioadă mai lungă de timp, să zicem 0-4 ani sau 0... Da. Cum credeți dumneavoastră că e mai, deci, mai indicat? Iar fac niște precizări generale. Da, mergem la modul general, pentru că sunt foarte multe de spus. Nu putem să avem alimentație de niciun fel bună, o exprimare contradictorie, până la urmă. Deci, dacă mintea nu e bună. Deci, mintea este cea care o să-ți spună, fără niciun fel de regulă, fără niciun fel de știință până la urmă, cum e bine. Oh, ce spun eu acum?
Adică nu mai avem nevoie de oameni care să ne învețe? Ia că avem nevoie, dar mai ușurel cu ei. Că și cum facem, că, practic? Ne uităm și rezolvăm. Deci, am să vă dau două sau trei exemple care îmi vin în minte. Unul este chiar din Năvodari. Băiatul este acum un mare sportiv. S-a născut cu alergie la propriul lapte, la laptele propriei mame. Alergie, da, foarte interesant, intoleranță la laptele matern. Da? Dar nu oricare matern. Propriei mămicii lui. Și ce faci în acest caz? Și în acest caz s-a întâmplat așa. Este o poveste extraordinară. Vărsa și făceau foarte rău când lua o picătură, două din laptele ei. A încercat cu alt lapte, mergea foarte puțin, dacă mergea o zi, ceva de genul ăsta, iar făcea. Deci nu a mers cu niciun fel de lapte și nici nu, pe urmă n-a mers cu niciun fel de lapte, deci nu era vorba numai de laptele matern. Pe urmă s-a văzut că și de laptele la orice, și de lapte praf, niciun fel de lapte n-a putut mânca. Drept pentru care medicii i-au ținut în spital, i-au ținut, au făcut și ei ce s-au priceput. Uite ce vine știința, știți? Adică de asta sunt autoritatea vârstei uneori bate autoritatea științei pe care o am despre mâncare. Și vine, l-au ținut în spital, au făcut ce s-au priceput și au dat drumul acasă. Acasă să ce? Gândiți-vă. Să faci ce? Ce să să-i dai? Ce? Cu ce să-l ajuți? Exact. Ce să faci? Un singur copil avea până atunci și un singur copil și de atunci încoace. Deci a fost copil unic. Aș spune o situație inedită. Eu personal nu am mai auzit până acum. Poate dă Dumnezeu și o aduceți pe mamă. Și eu am să vă spun, da? Cum să... De ce nu? Cum să luați legătura cu ea. A ajuns acasă, s-ar putea să nu vă redau chiar la finețuri povestea, dar sper să o aduceți pentru că este un caz extraordinar. Ea este o femeie deosebită. Și cum a rezolvat? Și a dat apă de cartofi. Apă. I-a venit în minte să taie cartofi, și să pună aceea de apă la... peste ei și să îi dea apă, mă, cu tremur. Vă dați seama, ca mamă să stai să te uiți că îți moare copilul de foame, tu având sânii plini cu lapte. Incredibil. Și fiind un copil așteptat, foarte așteptat. Dar bine că s-a găsit această soluție. Cine a găsit-o? Ea, mama, în disperare, a încercat ceva și a mers. Acel ceva a mers. Și a văzut că nu varsă, a încercat și cu... Și a putut să-l hrănească pe cel cu zeamă de cartof. Pe urmă a pus încă un cartof, a văzut că merge, a mai îndeșit cartofii acolo că să fie zeama puțin mai groasă și a început să ia copilul ușor, ușor în greutate. Și până, cred că la câteva luni, nu știu dacă nu chiar la 6 luni, poate că spun, nu spun prea bine, 6 luni, poate că a început diversificarea mult mai devreme, dar mi se pare că totuși o perioadă mai lungă i-a dat apă de cartof. Băiatul este sportiv de performanță. Iată! A venit și cu rezultate ulterior. Da. Și este zdravă-n. N-ai zice că s-a întâmplat se chestia asta. Se poate și așa. Ca să băgați de seamă cum e lumea și cum e... Natura i-a fost alături. Bine că i-a venit ideea aceasta. Dumnezeu i-a dat-o. Copilul trebuia să trăiască și el trebuia să fie un subiect pentru discuția noastră. Pentru că nu cred că l-am adus niciodată în discuție. N-a fost niciodată. Nu mi-a pus numai... Nu m-a instigat la acest subiect. Eu când eram copil și mama curăța cartofii să-i prăjească așa cum așa. Îmi place la toți să o facem, da. Eu mâncam cartofii aceia cruzi. Toată lumea, și toți copiii mănâncă. Nu mi-a interzis niciodată mama. Dar nu s-a mai întâmplat ulterior. Adică am crescut, am uitat această modalitate, da, de a mă hrăni. Da. Dar atunci o făceam. Iată că era un instinct venit, da, pur și simplu. Sigur. De la mine, fără să mă învețe cineva. Sigur. Sau să văd la părinții mei că fac acest lucru. Păi nu, că părinții nu mai fac. Și când văd copiii că mănâncă asta un spun, cartof adică au venit crud, pur și simplu. Aoleu, asta face. Lasă să guste din, da, toate, că absolut. Este bine așa. Dar trebuie să vă mai spun încă ceva. Un lucru foarte important pe care, din păcate, ori nu ni l-a spus nimeni, ori îl bagatelizăm, ori îl neglijăm, ori îl bagatelizăm, îl neglijăm, ori îl uităm, că atunci nu mai... Ideea este că copilul intrauterin, deci fătul, de la 4 luni are miros.
este primul simț cu care îl înnobilează Dumnezeu pe prunc. De fapt, pe om, viitorul om. Deci, de la 4 luni, noi avem miros. Foarte performant. Adică este primul simț. Foarte performant. Da? Astfel că tot ce mănâncă mama, copilul va ști. Când se va naște, nu o să fie nicio surpriză pentru el, nimic din ceea ce mama a mâncat. Deci o mamă care mănâncă de toate în sarcină și care mănâncă și atent în sarcină și nu o dă pe cola, țigară, ciocolată, de-astea. Da, am înțeles. Da? Am de-astea. Înțeles ce spuneți. Da. Ei, o mamă care mănâncă sănătos, haide să spunem cât cuvântul de cât. Cuvântul este așa, eu spun ne-am altceva. Obișnuit noi să spunem. Da, eu spun responsabil pentru sarcina pe care o are. Și sarcina nu mă refer numai la ce e în pântecele ei, ci la sarcina ei socială, da, familială, pe care o duce. Socială, exact. Deci o mamă responsabilă n-are nicio problemă, domne, nici cu alimentația, nici cu diversificarea, cu nimic. Cu nimic, n-are nicio problemă, copilul ăla o să mănânce. O să spuneți, poate, da, așa ați făcut? Nu? Nu vă vine? Ba da, o să vă vine imediat. Vă stă întrebarea și voi iau eu ca să... Da, da. Da, ca să vă... Așa. Nu am făcut așa. Nici nu aveam habar la vârsta aia de chestia asta. Acum suntem mult mai bine informați. Dar mâncarea era foarte curată la vremea aia, iar noi mâncam cum trebuie, zic eu. Pentru că nu exista nici cola, dar nu știu dacă de-aia era bine că nu exista cola. Cola poate să existe, important e ce faci tu cu el. Corect. Nu existau atâtea ispite și atâtea griji pentru alimentație sănătoasă. Atâtea griji. Noi știam că trebuie să mâncăm de 2-3 ori pe zi, că fiecare masă de prânz trebuie să aibă o ciorbă, ceea ce vă recomand și acum cu toată deschiderea. Deci, fiecare masă de prânz trebuie să aibă o ciorbă. Dacă așa mai are cum nevoie... ne-am obișnuit noi ca și români, că da, noi dacă nu avem o ciorbă la prânz, nu, e bine. Nu este bine. Da. Deci dacă mai e ceva lângă ea, bine. Dar dacă este o ciorbă mai bogată în zarzavat, este foarte bine și poate să fie de multe ori suficient. O ciorbă și la ea trebuie să fie la fiecare farfurie, la fiecare, la o farfurie de ciorbă, să fie o lingură de ulei. Asta nu înseamnă că mănânci 3 farfurii cu 3 linguri de ulei. Dar să aibă puțină grăsime, aibă, adică puțin exact, ulei. Să aibă o lingură de ulei. Este chiar indicat să fie o lingură de ulei. De ce s-a ajuns la concluzia asta? Pentru că oamenii, în frica asta de grăsim, de colesterol, elimină exagerat tot, ceea ce este prost. Trebuie să avem ulei, trebuie să avem sare, puțină sare. Da, trebuie să fie sare. Legume. Nu trebuie să fie sare și sarea trebuie pusă chiar la mâncare, nu trebuie pusă în farfurie. În mod normal, în farfurie n-ar mai trebuie să pună nimeni sare. Deci, adică să nu mai avem un adaos, să avem pur și simplu. Gospodina ar trebui să stabilească gramajul și dacă... Aici este iar un lucru interesant, că dacă copilul s-a obișnuit să mănânce, deci de la 4 luni copilul știe ce mănâncă mama, el va mânca sărat sau mai puțin sărat, așa cum mănâncă mama. Știți că este o vorbă din popor, când se naște cel mic și, mă rog, mai crește el puțin și mănâncă ceva anume mai mult decât de fel. Păi a mâncat și în sarcină, de aceea mănâncă și copilul. Iată că nu e întâmplătoare. Nu, deloc. Această deci situație. Să reținem, de la 4 luni, copilul mănâncă miroase, de la 4 luni intrauterin, copilul miroase tot ce mănâncă mama. Și am mai urmărit ceva într-o conferință de-a dumneavoastră legată de mâncarea gătită și copil. Spuneați acolo că 24 de ore este bună mâncarea, să o consumi, să o păstrezi la frigider. După 24 de ore, copilul simte și o refuză. Explicați-ne puțin, mi s-a părut foarte interesant. Păi, intervin procesele de denaturare biologică. Pentru că unii părinți poate că mai dau și a doua zi sau, să zicem, și a treia zi și... Sunt niște posibilități de a de a nobila mâncarea, să zicem, a o nobila,
a doua zi, a treia zi, adică să-i dai ceva ce a pierdut. Dar ca să o aduci, o nobilezi a treia zi, ca să o aduci la normalitatea din prima zi. Deci iar folosim un cuvânt. Să zicem că o zi, două, da, se consumă cam în orice familie o mâncare gătită. Dar mie mi s-a părut foarte interesant cum își dă seama copilul și o refuză. Pentru că nu mai are același gust. Deci ne întoarcem pentru la că nu mai are același miros. Miros. Da. Da. Și gustul și mirosul sunt ca și esență a unui produs, sunt rezultatele structurii produsului. Că nu poți să ai un măr care este mucergăit sau eu așa și să aibă același miros cu unul care e foarte simplu. Categoric. Da, și în mâncare se dezvoltă la fel lucrul, procesele de degenerare. Dar cum facem cu toate tentațiile care sunt pe piață? Sau să zicem că copilul merge undeva în vizită sau la o aniversare? Sau cum facem să se plieze bine pe toate lucrurile acestea din jur? Nu îi dăm acasă, nu știu, chipsuri sau alte sucuri carbogazoase? Sau, dar ce facem când el iese în societate și se lovește de aceste alimente? Îi dăm să guste, să aibă idee, nu exagerăm, nu îi le dăm deloc? Nu îi dăm. Nu îi dăm și nu îl împingem să facă ceva după mintea noastră. Iar vine în subiect mintea. Mintea, da. Mintea. Iar dacă vrea să guste, cum să spun, trebuie să fim prudenți. Pentru că tot ce vedeți pe piață și ce vedem pe piață, care este foarte gustos, deși termenul de valabilitate este lung, da, lung, lung, dar el rămâne, produsul rămâne gustos. Da. Asta înseamnă că are ceva ce nu e în regulă. Și nu trebuie nici multă știință și chiar nici multă pricepere, chiar fără știință, ci îmi trebuie multă voință ca ceea ce am înțeles să aplic. Despre hidratare. Aș vrea, deci, să vorbim puțin. Ideea este că copilului, dacă o să-i povestesc, uite, vezi, ăsta este făcut, produsul ăsta e făcut acum 3 luni. Da, el trebuie să înțeleagă ce înseamnă 3 luni, că doar da, nu fie ca să aibă și noțiunea timpului. Și asta înseamnă că este un copil mai mare, că nu se duce la 2 ani în vizită sau la 3 ani în vizită. Și la 3 ani și la 4 ani și la 5 ani, știi în ce familie se duce, știi dacă îl lași sau nu îl lași, nu? Îl însoțești, situații și situații. Când da. Îl însoțești și dacă pe masă sunt toate prostiile posibile, nu mai ai ce face. Deci știi tu, deci mintea e a ta, te duci sau nu te duci. Mai ai o soluție când vrei să nu refuzi, să-l saturi bine acasă. Da. Deci îi dai, foarte bună. Îi dai acasă să mănânce bine, bai satisfaci și nevoia afectivă mai mult și atunci o să ai o bună colaborare în vecini. În ceea ce privește hidratarea, doar apă și atât? Da, doar apă și atât și apă crudă. Pentru că apa crudă are o altă calitate decât apa fiartă. Este foarte clar. Aici majoritatea oamenilor au o problemă cu apa. Tot le-am vorbit studenților despre apă și acum vreo 2-3 săptămâni în urmă am vorbit cu o fostă studentă care este rezident pe reumatologie și îmi spunea, doamna doctor, n-am putut să cred cât de mulți oameni urăsc apa, nu că o refuză de oricum, urăsc apa. Dar de ce se întâmplă această situație? Până la urmă apa înseamnă, deci, viața. Apa... se întâmplă pentru că suntem deshidratați. La 1% deshidratare, pierdere de apă, apare setea. Dacă în timp util nu reușești să o satisfaci, să o compensezi, să compensezi deficitul de apă, el crește și ajunge la 2%. În momentul în care ajunge la 2%,
există o iritare a centrului foamei, cei doi centri al setei și al foamei fiind apropiați în creier, și ți-e foame. De fapt, ție sete, tu ești deshidratat. Foamea nu e foame cinstită, e o foame iritativă, deci te minte. Atunci fapt, când o să am sete. Senzația de foame, o să beau întâi apă, să văd dacă nu cumva mi-era sete. Deci, trebuie să, da, și, e foarte... trebuie să și știi ce ai făcut, să ai corect. Permanent inconștient ce faci, adică, domne, cât am băut, da? Nu am băut apă suficientă, deci, încerc așa se un întâmplă, par de apă. De, așa se întâmplă, așa, și la 2%, vă mai spun încă ceva legat de 2%, la 2% nu mai simți că ți-e sete, ți-e foame. Te obișnuiești. Organismul într-un alt gen de echilibru pe care îl suport, adică creierul și inima primesc oarecum ceva mai multă apă decât restul organelor, dar asta este, sunt tot organismul într-o suferință. Deci nu poți să spui că dacă ai două ferestre, scoți una și că te obișnuiești cu întunericul. Deci nu te obișnuiești. Da. Adică te obișnuiești cu o stare, dar numai decât că ți-e mai bine sau că ți-e bine. La 2% deficit de apă în corp au loc cele mai multe accidente. Care sunt fără alcool, fără oboseală asumată sau fără... Deci la 2% deshidratare. N-am văzut pe nimeni care să facă educație pentru hidratare corectă la volan și de câte ori merg cu așa, am grijă să am eventual o sticlă în plus pe care îi ofer șoferului dacă nu suntem în familie. Îi ofer șoferului, care bineînțeles că refuză să o bea. Și eu tot timpul bat la cap. Hai, mai ia o gură. Hai, ia pentru mine o gură. Și am avut astfel de ocazii. Când câtă am nevoie mers, avem de această educație? Am mers... Ne-a ieșit din dragă, minte, nu suntem atenți. Dragă, ce se întâmplă? Ideea este următoarea, că ne-am învățat să vorbim de anumite subiecte într-un anumit fel și nu cred că facem totdeauna ce trebuie până la urmă. Deci e banal ce am spus eu. Deci, da, mi se pare și mie că e banal, dar vedeți că nu banal. Ținem cont, nu facem lucrul acesta. Da. Nu bem este foarte clar, deci 2% deshidratare, noi spunem studenților. Dar și 2% este un procent mic, 2% înseamnă foarte puțin. Bineînțeles. Așa, 2% deshidratare, cele mai multe accidente pentru că dispare sensibilitatea de apreciere a distanței, dispare sensibilitatea, se reduce sensibilitatea de apreciere a distanței și se reduce sensibilitatea cromatică. Foarte mult. Deci nu mai vezi corect culoarea mașinii. Nu mai apreciezi distanța corect și nu mai vezi nici mașina că e gri. La noi ca și adulți, iar la cei copii, mici am înțeles că dezvoltă și ADHD dacă nu sunt hrăniți corespunzător sau nu. Și noi dezvoltăm. Și noi? Nu vedeți? Ia, nu-i dau unuia să mănânce. Sau să mănâncă aceleași mâncare. Nu devine nervos și îți dă și în cap. Noi nu vorbim de lucrurile astea corect. Deci oamenii fac de foarte multe ori lucruri rele pentru că nu sunt hrăniți cum trebuie. Ar putea să știe. Deci am o experiență, iar vin cu experiență. Experiențe sunt atât de multe de spus. Extraordinar. Mai avem doar un minut din emisiune. Ei, da. Da? Da. Ei, foarte bine. Atât de repede a trecut. De un Crăciun, în familie, s-a tot mâncat carne de porc. Și la, după câteva zile, mă rog, din familie, cineva a pus piciorul în prag, gata, de astăzi nu se mai mănâncă. Doamne, ce jale! Nu se poate! Nu se poate fără carne de porc, nu? Se poate fără carne de porc. Așa. Și a doua zi, după ce nu s-a mai gătit carne de porc în casă, s-a făcut varză la cuptor. Așa. A doua zi, așa bine mirosea în familie, acolo în casă și s-a mâncat. Lumea era mulțumită, nu știu ce, așa, a rămas destulă varză călită. Cine era la oala cu varză călită? Cel care refuza... Exact. Carne. Ne uitam toți și nu ne venea să credem. Omul redescoperise mâncarea. Ca și când ailaltă nu era mâncare. Și aia era mâncare.
dar redescoperise mâncarea. Sunt atât de multe lucruri de spus și ar trebui să ne autoeducăm în ceea ce privește alimentația, deci, apa și toate cele, cum gândim, cum exact. Trăim, cum deci ne alimentăm. Nu putem vorbi de alimentația copilului fără grija părintelui. Nu putem vorbi de alimentația copilului fără o mamă care este conștientă de sarcina ei. Nu putem vorbi despre alimentația copilului când mama nu se hrănește corect. Corect, iar întrebăm ce e corect. Când mama nu se hrănește corespunzător. Nu e nici grasă, nu e nici slabă, nici nu bea, nici nu... Și mestecă de cum trebuie și bea apă cum trebuie. Adică toate lucrurile trebuie făcute cu grijă și muncește. Nu trebuie să stea numai, că nu e bine, nu face masă musculară, nu-i dă oxigen copilului, adică stă și stă în depresie până la urmă. Spune mâna să facă treabă. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept pentru că avem atât de multe lucruri de povestit aici. Să zicem, asta este așa un... câteva lucruri doar despre... O introducere. Da, câteva lucruri. Adică e o idee, domne, ce fac cu copilul, cum îl diversific. Îți spune el, ai tu grijă doar, privește-l. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am primit cele mai importante și utile sfaturi pentru o alimentație variată și echilibrată, necesară în dezvoltarea copiilor de la doamna conferențiar universitar dr. Floarea Damaschin. Țineți cont de ele și puneți-le în practică. Până la o nouă ediție, vă doresc numai bine și să fim sănătoși!